Salutare, dragii mei, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom face o delicioasă rețetă iubită de toată lumea, gogoși. Vom face gogoși în formă de floare și fără frământare. Deci, este o rețetă foarte ușoară, rapidă, delicioasă și ideală pentru micul dejun. Deci, să începem! Pentru început vom pune într-un bol 400 de grame de făină, un praf de sare și amestecăm. 35 de grame de zahăr, amestecăm. 20 de grame de drojdie proaspătă sau 6 grame drojdie uscată. Coaja de la o lămâie. 25 ml ulei. Un ou mărime mică și 200 ml lapte călduț și amestecăm. Ne vom ajuta de o spatulă pentru a amesteca bine ingredientele, dar se poate amesteca și cu mâna. Dar atenție, nu este nevoie de frământare. Această rețetă este o rețetă de gogoș fără frământare. Este gata aluatul nostru, așa trebuie să arate, acum îl vom acoperi și îl vom lăsa să-și dubleze volumul. Eu l-am lăsat aproximativ o oră. Acum depinde de căldura pe care o aveți în casă. Între timp vom tăia hârtie de copt, așa cum vedeți în imagine, pătrățele, nici prea mari, nici prea mici. 12 bucăți. Aluatul nostru este gata, a crescut foarte frumos. Acum vom presăra puțină făină pe masa de lucru. Vom scoate aluatul. Ne vom unge puțin mâinile cu ulei, pentru că aluatul este puțin lipicios. După care vom tăia acest aluat în 12 părți cât de cât egale. Iar acum vom face biluțe, așa cum vedeți că fac eu. Iar acum partea cea mai distractivă. Vom lua o bucățică de hârtie. Vom avea nevoie aici de un păhărel. Eu nu am un pahar, așa că mă voi ajuta de acest tub. Vom tăia în acest fel aluatul, după care vom pune puțin ulei pe deget și vom face petalele, așa cum vedeți că fac eu. Și uitați ce floricică frumoasă a ieșit! Vom continua până vom face toate gogoașele. Este o idee foarte interesantă. Mi-a plăcut foarte mult ideea, am văzut această idee la un canal pe YouTube și zic, hai să încerc și eu să văd dacă îmi vor ieși. Dar este o idee foarte, foarte ușor de realizat, așa că să nu vă fie teamă, este imposibil să nu vă iasă. Sunt gata floricelele noastre. Eu am pus la încălzit la foc mediu 400 de ml de ulei. După ce s-a încălzit uleiul, vom pune gogoașele, așa cum ați văzut că fac eu. Dar atenție, trebuie să scoateți cu mare grijă hârtia de copt să nu vă ardeți. Și încă ceva, trebuie să fiți foarte atenți la foc. Dacă este prea tare, gogoașele se vor pârli și nu se vor face în interior. Deci, mare atenție! Trebuie prăjite la foc mediu. Vom continua până vom prăji toate floricelele. Iar acum le vom da prin zahăr amestecat cu scorțișoară. Dar dacă nu doriți să le dați prin zahăr și scorțișoară, puteți să le pudrați puțin cu zahăr pudră. Sau inclus, puteți să le mâncați cu dulceață. Și
Și gata este desertul nostru delicios! Cum ați văzut, este o rețetă foarte ușor de pregătit și cu un aspect foarte apetisant. Deci, dragii mei, dacă v-a plăcut, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă pup și numai bine! Pa, pa!